găsit, doamnelor și domnilor! Vom vorbi astăzi la ora 16 despre rude, despre rudele oamenilor politici, bineînțeles, care se descurcă și ele cum pot. Unele dintre ele se descurcă foarte bine chiar. Și începem cu un prim exemplu. Încurcate sunt căile afacerilor. Fiica premierului Mihai Tudose face afaceri cu energie de la 19 ani. Da? Asta înseamnă să fii precoce. Potrivit ziariștilor de la Jurnalul Național, Diana Tudose este patroana unei firme specializate în distribuție energiei electrice cu zero activitate. La cârma business-ului, tânăra îl are ca asociată pe un afacerist care, printr-o altă firmă la care a lucrat și soția premierului, a prins contracte cu statul de peste 10 milioane de euro. Din 2011, Diana Tudose, fiica premierului Mihai Tudose, este asociată cu 50% din acțiuni la Energreen Distribution București. Restul de 50% îi aparțin lui Victor Nicolae Popescu, un vechi prieten de familie al prim-ministrului. Potrivit Jurnalul Național, în 2012, firma de distribuție de energie primea de la Electrica Muntenia un aviz pentru un racord de 20 de kW în orașul Iancă, din județul Brăila. În același an, Energreen Distribution primea aprobarea administrației locale din Iancă pentru concesionarea unui teren pe care se angaja să construiască un parc fotovoltaic. Potrivit consilierilor din primărie, proiectul urma să asigure cel puțin 10 locuri de muncă permanente și peste 100 de joburi temporare pentru localnici, totul în urma unei investiții de 10-12 milioane de euro. Anii au trecut, iar despre parcul fotovoltaic din Iancă nu se mai știe nimic. Firma Dianei Tudose, actual Tănase, este în stare de funcționare, dar nu a declarat niciun fel de activitate de la înființare până în prezent. Compania se bucură însă de două sedii, unul în capitală, iar altul în Popeșle-Ordeni. În ultima ședință de guvern, premierul Mihai Tudose a anunțat că va cere Parlamentului o anchetă la ANRE. Primul ministru este nemulțumit de cum a fost gestionată situația prețurilor triple la energie. Eu cred că e un moment în care să putem cere numele Guvernului Public Parlamentului o anchetă la ANRE, că nu sunt subordonați nouă, dar Parlamentul cred că poate să-l întrebe pe domnul, îl cheamă Havileț. De ce e lui cald așa de vreo 3 luni, 2 luni și n-a făcut ce trebuie? Asociatul fiicei premierului de la firma de energie, Victor Nicolae Tudose, mai are printre altele și o firmă înființată tot în 2011, unde a angajat-o ca manager pe Corina Tudose, soția prim-ministrului. Potrivit Jurnalul Național, N Electric Project Office a primit în 2015 și 2017 mai multe contracte cu statul în valoare de peste 10 milioane de euro. Coincidență sau nu, în acea perioadă, actualul premier Tudose era ministrul economiei în cabinetele Ponta, respectiv Grindeanu. Tudose susține că nu există nicio legătură între faptul că el era ministru și numeroasele sale contracte primite de la stat, în special de la Compania Națională de Investiții, la firma unde soția lui era angajată. Și vă prezint invitații cu care comentăm. Pentru început pe această temă vom avea mai multe subiecte din acest domeniu, da? Al cunoștințelor, al rudelor, al oamenilor care întâmplător fac parte dintr-o anumită familie politică. Alături de mine Mihaela Olaru, avocat și consilier la primăria Chiajna din partea PNL, Liliana Anastase, senior editor B1 TV, Dan Barna, deputatul SR și purtător de cuvânt al acestui partid, și Radu Ratu Iorga, prin vice președinte, Forța Națională. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de mine. Păi, înseamnă că data viitoare, când se mai vorbește despre băieții deștepți, domnul prim-ministru nu va mai avea ce să zică, pentru că are chiar în familie. Nu e un băiat deștept, e o fată deșteaptă din energie. Nu? Că erau băieții deștepți din energie. Bine, despre băieții deștepți din energie și mai nou despre fetele din energie nu au vorbit politicienii. Au vorbit fie cei care au fost dezavantajați de contracte, fie mass media. Să vă spun, acum e un material bun pentru opinia publică în secundar, dar pentru procurori în principal, pentru că am văzut că s-a reclamat, să spun așa, angajarea unei doamne, domnișoare la guvern și s-au dus 14 mascați să verifice. Da. Ei, poate să se ducă și la această firmă sau să verifice ce se întâmplă cu aceste contracte cu statul. Sigur, nu este beneficiara directă, înțeleg, a contractelor, este partenerul de afaceri, beneficiarul unor contracte. Totuși, la 19 ani, asta e o firmă de energie importatoare, nu? Niște contracte subțiri, 10 milioane de euro, băieții deștepți, 10 milioane de euro obțineau pe un sfert de contract. Dar
Acum asta cu energia a fost, oareșcum lăsată la... Și a fost și acea intervenție un pic nefericită a premierului privind ANR-ul, nu că acolo nu ar fi avut dreptate. Dar având în vedere această, să spun, legătură de rudenie, cred că ar fi trebuit să se abțină în a face astfel de acuzații la adresa, are cine să le facă dacă doresc. Dar am spus, cum s-au dus 14 procurori cu mascații la guvern să ia documentele la un concurs. Bun, apropo de concurs, noi avem un subiect asemănător, dar tot așa în atenția procurorilor poate să facă o verificare. Aici nu e vorba de un concurs, este vorba de niște contracte cu statul. În urma concursului respectiv, dacă a fost sau nu aranjat, că asta nu o stabilim noi, o stabili instanța de judecată în cazul în care se va ajunge până acolo, probabil că salariul era undeva la 2000 de lei pe lună. Deci, pentru un an, nu se ajungea în niciun caz la 10 milioane de euro. Cred că este mai potrivit să te îndrepți către numai deplasarea la guvern a costat mai mult de salariu pe un an. Bun, acum dacă la 19 ani ai o afacere de acest gen și ai într-adevăr și un partener de afaceri care se pricepe foarte bine să profite de aceste contracte, de aceste oportunități, asta nu înseamnă că e ceva ilegal, doar că vedem toate coincidențele astea. Dragnea junior, Hrebenciuc junior, cine mai era? Că mai erau o grămadă de juniori și nu vorbim despre Bănică junior, bineînțeles, vorbim despre cei din politică. Poate că se moștenește, domnule Barna. Se moștenește cu siguranță. Că la Bănică junior, da, s-a moștenit. Talent. În cazul lui Ștefan Bănică. În cazul acesta se moștenesc relațiile clientelare. Despre asta vorbim până la urmă. Adică n-are o să ne ascundem după dege, spune că este o coincidență. Vedem foarte clar că peizadelele persoanelor care au fost în funcții de influență publică sau chiar în funcții publice asumate sunt în poziții din zona economică, din zona de business, în poziții în care nu vorbim de performanță, de creat un nou soft care se vinde bine pe piața internațională, ci în poziții din care firmele respective se alimentează din banii publici ai statului. Deci vorbim despre varietatea de mijloace pe care PSD-ul în an de zile a creat-o în România prin a scurcircuita resursele publice către propriul buzunar al familiilor lor și a copiilor. Deci este sistemul clientelar PSD clasic care funcționează în România de 27 de ani și pe care fiecare nouă astfel de descoperire, că vorbim de porcii domnului Dragnea, că vorbim de energie, sunt verificați porcii nu face decât Dragnea, să o confirme. Adică fiecare nouă descoperire pe care dumneavoastră ca și media o prezentați nu face decât să confirme că vorbim de un mecanism prin care banii publici sunt furați și să ne explicăm de ce un stat care a avut creștere economică privind grosomodo, un stat care n-a rămas la nivel de 1990, totuși are nivel de dezvoltare mult sub potențial. Pentru că, de fapt, dezvoltarea se transformă în beneficii personale ale multora din cei care conduc și au condus PSD-ul de-a lungul anilor. E adevărat că îi vedem pe oamenii ăștia și avem și un exemplu mai departe. E vorba chiar de fiul domnului Tudorel Toader, ministrul justiției. Ce să vezi? Aveți răbdare că vine în câteva minute și subiectul ăsta. Poate că, nu întâmplător, îi vedem pe mulți dintre ei angajați la stat, la regiile acelea cu salarii foarte mari, pe la SF, pe la Romața, nu că și acolo se spunea că era un cuib ușor din ăsta de... Da, Rom. Da, sunt foarte multe lucruri în care găsim, în special la stat, nu știu cum se întâmplă, pentru că poate la privat oamenii nu-și permit neapărat să angajeze PCR, ce înseamnă PCR, știți foarte bine, adică... Pile, relații și cum cumătrițe. Relații. Așa, se știe foarte bine ce înseamnă asta. Păi, poate de asta e explicația. Sunt mulți dintre ei la stat. După câte știți și dumneavoastră, la stat ar trebui să ocupe un post, postul respectiv, în baza unui concurs. Dar cum naiba se face că de fiecare dată, chiar dacă sunt mai mulți candidați, postul este ocupat de cine trebuie. Și nu întâmplător, de multe ori sunt persoane care au în spate un nume greu, indiferent că e sora, fratele, mătușa, unchiul sau prietena unei personalități. Pe de altă parte, raportat la materialul pe care l-ați prezentat, haideți să recunoaștem un lucru. De multe ori acele afaceri despre care vorbim și care sunt pe numele unor, fie că sunt copii,
copii, iarăși nepoți, rude și așa mai departe. Știm foarte bine că din umbră sunt gestionate și administrate, între ghilimele, cu ghilimelele de rigoare, tot de acele personalități, mă rog, da, să nu dau un nume, care stau, care, păi, sau în situații de genul acesta, ce? Nu e, știu, o firmă paravan să obțină cealaltă, păi, firmă niște contracte. Aici e partea de evaziune, adică eu fac o firmă cu tine ca să-mi dai și mie niște bani, de afaceri. Vorbesc general, nu cunosc situația doamnei fiicei domnului primului ministru, dar din păcate vorbim așa pentru că asta facem de 20 ceva de ani. Din păcate nu se schimbă mentalitatea și procedura asta de derulare a unor activități, de desfășurarea unor contracte care se dau foarte bine, cum știți, pe supreș și cum lucrurile care se întâmplă. Îmi doresc mult să nu mai vorbim de lucrurile acestea. Îmi doresc dacă, să se schimbe procedura și mentalitatea de dacă lucruri. Ne uităm mai cu atenție, probabil că vom găsi și la PNL niște exemple. Poate peste că... tot sunt. Sper să ajungem la un moment dat să vorbim de lucruri făcute ca la carte. Bun, ca la carte.